Dina, cum e să fii campion cu Farul? Ceva de nedescris. E clubul la care am început fotbalul, clubul pe care îl iubeam, la care mergeam la toate meciurile, chiar dacă eram la Viitor. Înainte mergeam la meciurile Farului, e un club pe care îl iubesc și e un sentiment de nedescris să fiu campion României cu acest club. Meciul decisiv cu FSCB, unul interzis cardiacilor, ați revenit de la 0-2 și ați demonstrat că sunteți o echipă mare. Cred că nici dacă ne puneam să alegem, nu alegeam această variantă. Era prea SF, să zic așa, pentru noi. Doar că așa a fost să fie nebuc. E bucuria și mai mare să câștigăm campionatul într-un meci decisiv cu ei cu o victorie, să revenim de la 2-0 și ne bucurăm de moment. Ai prins toată petrecerea pentru că ai fost ales la control. L-am prins-o, dar recuperăm acum. Până dimineața avem timp să recuperăm petrecerea. Meritați din plin, acest titlu vă obligă în continuare. Normal, sperăm și sezonul viitor să facem același lucru, pentru că din moment ce conduci campionatul, cred că mai mult de 30 de etape din 40, e normal să doresc iei campionatul și la anul. Tu ești foarte tânăr, dar și cei mai tineri ca tine, iată, au prins gustul succesului și la senior, învățați cu succesele de la Academia Hagi. Da, mă simt puțin bătrân față de Mazilu, că e aici, față de Borza, de față de ceilalți colegi de mei, Enes, dar pentru noi e ceva normal, sincer, să încurnăm munca de un an cu un trofeu, pentru că asta facem la Academie fiecare an. Poate acum nici nu conștientizăm că suntem campionii României la senior și că ne vede o țară întreagă, pentru că, fiind obișnuiți fiecare an, nu ni se mai pare ceva wow, dar cu siguranță o să ne dăm seama peste câteva zile de ce am realizat. Ați luptat și pentru Denis și pentru jucătorii accidentați, Popescu, Gustavo și ceilalți care nu au putut evolua. Normal, și pentru Mihai Popescu și pentru Gustavo, pentru restul, dar mai ales pentru Denis, pentru că presa a încercat să scrie tot felul de prostii, că cine știe ce a făcut Denis, dar noi știm pe Denis să fiecare zi alături de noi, fiecare săptămână am muncit împreună și știm ce fel de caracter e, un caracter foarte frumos și ne-a motivat și mai mult să muncim pentru el, să spălăm această informație greșită pe care o zice lumea. Acum meritați din plin să petreceți. Da, petrecem până dimineața și de mâine, poi mâine ne gândim la sezonul viitor.